Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Țara arde și baba se piapteră. Cum de reușesc parlamentarii să facă legi proaste și inutile? Acesta e titlul unui pamflet aparținând colegului nostru, jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Parlamentul se vrea autor de manuale. După ce că avem un parlament de tot râsul, plin de aleși cu diplome îndoielnice și doctorate plagiate și plastografiate, agramații dormitori de prin Casa Poporului, cu creierii prăjiți de prea mult somn, vor să se apuce să scrie ei conținutul manualelor școlare, citiți și vă cruciți, adică niște hahalere care maltratează cotidian limba română, se bagă precum musca în rahat pentru a impune copiilor ce să învețe. De exemplu, ei vor ca neapărat Ion Iliescu să fie prezent în manualele de istorie. Nu cumva să aibă și o poză mare pe prima pagină, nu de alta, dar 50 de ani am tot avut și parcă ne lipsește, nu? Printre alte idei aiuritoare de-a dreptul ar fi și introducerea în manual a vieții zecilor de sfinți autohtoni, sfinți declarați la normă de Patriarhia Română după decembrie 1989. În sprijinul intelectualilor din Casa Poporului Leneș și îmbuibat venim cu următoarele propuneri obligatorii. Manualele de istorie să aibă un capitol special al teoriei funariste, prin care se specifică originea dacă a lui Iisus Hristos. Manualele de economie să aibă un capitol special cu viața și opera marilor delapidatori ai României, începând de exemplu cu Sorin Ovidiu Vântu, tatăl FNI. Manualele de limbă engleză să cuprindă integral discursurile în această limbă ale lui Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Vadim Tudor, Traian Băsescu, Crin Antonescu, etc. Manualele de chimie să ne explice cum s-au dizolvat în aer în numai 30 de ani circa 200 de miliarde de dolari. În manualul de logică să se demonstreze cum de reușesc parlamentarii să facă legi proaste și inutile. Religia să nu mai fie opțională, ci obligatorie, iar manualele să fie elaborate de medievalul inchizitor de la Malul Mării, Tudosie, și să fie bilingve, adică obligatoriu și în rusească a lui Vladimir Putin. Să se interzică prin pedepse drastice folosirea, mai ales în manualele de literatură și limbă română, a punctuațiilor, a diacriticelor, a conjugărilor și declinărilor, etc. Așteptăm cu interes începerea noului an educațional și noile manuale. Și încă o propunere pentru aleși, votați o lege prin care bacalaureatul nu mai e obligatoriu la obținerea titlului de doctor, iar universitățile Spiru Haret, Valahia și Dimitrie Cantemir să fie declarate instituții de interes național și propuse UNESCO pentru a intra în patrimoniul cultural mondial și nu numai. Intelectualilor care sunteți. Hoții cer și Curtea Constituțională aprobă. Zilele trecute, CCR a demonstrat încă o dată că este inamicul public numărul 1 al poporului român și că este un exemplu perfect al nesimțirii. Știm cu toții ce scandaluri și proteste au avut loc în țara noastră odată cu apariția fenomenului nociv și discriminatoriu al așa ziselor pensii speciale. După zeci de ani de minciuni și tergiversări, Parlamentul a dat o lege prin care se anulau pensiile nesimțite ale aleșilor și totul părea ok să reintra pe un făgaș normal. Numai că vreo 80 de foști parlamentari în frunte cu Adrian Năstase și Adrian, prenume destinat Severin, au dat în judecată Parlamentul și au sesizat Curtea Constituțională și, cum corb la corb nu scoate ochii, înalții judecători CCR, printre ei aflându-se și câțiva beneficiari de pensii parlamentare, precum șeful CCR, Valer Dorneanu, au desfințat legea de statul român, e obligat acum să plătească iar pensii nesimțite plus restanțele de un an și ceva. Ce au făcut judecătorii CCR? O performanță inegalabilă. Practica în fotbal, ei au driblat, au centrat și tot ei au dat gol cu capul. Păi nu-i de mirare cum se renunță amărășteanul ăla de Dorneanu la un bănuț, el care oricum ca zunic beneficiază ca nesimțitul de 3 pensii speciale, deci permite ca lunar să-și poată cumpăra o casă sau o mașină de lux. Să nu uităm că nu este singurul abuz al acestei curți imorale. Există o singură soluție și nu o nouă revoluție, ci desfințarea prin lege acestei monstruozități de curte constituțională politicianistă. Altfel ne ducem dracului cu țară cu tot. Pelerinaje, pupături și amenințări la ambasade. Celebrul trio de scandalagii violenți, Recte, Șoșoacă, Bacmuțeanca și Coarnă, însoțiți de alți câțiva nei ca nimeni, au abandonat dusul pe la moaște la ambasade.
Mai întâi, Huidu Marotofeie s-a dus să pupe laba ambasadorului Federației Ruse și să ceară scuze chipurile în numele poporului român pentru protestul românilor din fața ambasadei cu prilejul comemorării celor 4.000 de români uciși de sovietici la Fântâna Albă. Cu alte cuvinte, Mahalajoaica hauristă cere scuze călăilor pentru că aceștia au ucis români. Și asta în numele, zice Cotoranța, în numele poporului român. Al doilea pelerinaj l-au făcut ipochimenii tot la aceeași ambasadă cu prilejul unei recepții organizate de ruși. Și de data asta Șoșoaca și compania s-au dat în petec cerând sprijinul Rusiei pentru intrarea României în stare declarată de neutralitate. Asta în contextul războiului purtat de ruși la graniță și a amenințărilor nevoalate acestora la adresa țării noastre pe care o consideră neprietenă, deci dușmană. Neutralitatea invocată de Mahalajoaică ar însemna, de fapt, ieșirea din NATO, singura noastră garanție de apărare și libertate în fața agresiunii militare a muscalilor lui Putin. Gurile rele spun că, de fapt, la recepția respectivă se dădeau prime oferite de Sputnik și FSB idioților utili. Dar abia trecură Sfintele Sărbători și grupul impertinent și antipatriotic s-a și deplasat în pelerinaj la altă ambasadă. De data asta la cea a Statelor Unite ale Americii și încă o dată Șoșoacă, Coarnă și Bacmuțeanca s-au dat în stambă forțând intrarea. Conform huidumei cea Rotofeie, ea fiind senator și votată cică de toată România, are dreptul să intre în ambasadă neprogramată ca să discute cu ambasadorul sau înlocuitorul acestuia, numai că cei de la pază și ordine l-au dat cu flit, ei respectând regulile stricte ale unei ambasade care, deși se află într-o țară străină, teritoriul ei este considerat legal al statului respectiv. Credeți că Huiduma și Ciracii au înțeles ceva? Nimic. Ba mai mult, s-au apucat de proteste în fața ambasadei cerând ca Statele Unite să nu mai atâțe războiul din Ucraina și să nu mai tărască România în acest conflict, ci că România este prietena Rusiei și doar conducătorii ei sunt trădători de neam și țară. Se zice că în momentul acela, la Tomis, necuratul a ținut o slujbă de mulțumire, iar la Kremlin, Vladimir Putin a mai adăugat niște nume pe o listă cu decorații și prime. Să nu uităm că în tot acest timp, mereu divorțata Bacmuțeancă, dându-se mare ziaristă, a filmat tot show-ul de prost gust, sperând să-i se acorde premiul Pulitzer. Mă gândesc că primește doar premiul rezultat din primele 4 litere din cuvânt. Dar totuși am o mare nedumerire. Ce face Huiduma? E treaba ei, avem democrație. Dar de ce vorbește, pardon, urlă în numele poporului român, deși în numele meu? Cred că respectiva Mahalajoaică, dar și grupul ei de troli, merită toată atenția Ministerului Sănătății și a conducerii spitalului numărul 9, pe gratis, dar urgent. Renasc aprozarele și mercurialul comunist. După ce Dragnea a luat-o în mână cu proiectata lege de a obliga molurile să vândă marfa legumicultorilor autohtoni, un grup de zăbăuți ce își pierd vremea pe bani grei în casa poporului au pus-o de o renaștere a unei practici comuniste. Iar vrea ca statul să construiască sute de aprozare și centre de achiziții de legume prin care să vândă produsele colectate de la mici agricultori. La prima vedere, o idee apare bună care ar putea să vină în sprijinul țăranilor. Dar, de fapt, ce se mai prevede în proiectata lege? Statul ar urma să achiziționeze legume la prețuri mari și să le revândă la prețuri mici în viitoarele aprozare. Deci o subvenție mascată care contravine clar regulamentelor Uniunii Europene. Trecem și peste asta spunând că parlamentarii respectivi sunt naționaliști și patrioți, dar să vezi ce mai scrie la lege. Apare din nou comunistul mercurial, prin care vor să oblige pe toți vânzătorii, inclusiv pe retaileri, să nu depășească anumite prețuri fixate de deputații și senatorii legumicultori, în caz contrar fiind amendați și chiar trimiși în judecată pentru cică specule. Păi vine în culților, suntem o țară democratică, nu? Hahalelelor! Avem un comerț de piață, adică liber, ați auzit de cerere și ofertă sau de raportul calitate-preț? Noi, ca să vă ajutăm neuronii obosiți, vă propunem să faceți mercurial și pentru următoarele legume și fructe. Portocale și lămâi, măsline și avocado, kiwi și varză de Bruxelles, banană și trestie de zahăr. Să nu uităm să puneți în mercurial și fructele de mare, că e și ele vegetale, nu? General și intelectuali făcuți la apelul bocancilor. În ultimele zile, niște indivizi care se cred personalități au dat naștere la cugetări adânci scoase cu forcepsul din puțul gândirii
sau din fundul autorilor. Îl avem astfel pe marele antivaccinist și antipandemist, cantautorul supraplătit de PSD, la chiolhanele organizate de primarilor. Astfel, tipul ce dădea degeaba inele, adică Dan Bidman, s-a declarat mare intelectual și în această calitate el știe cu siguranță că în Ucraina nu e război, ci doar ucrainienii se omoară între ei și pozează ca victime în fața Occidentului pentru a primi astfel de pomană. Băi, neamului chitară dezacordată, lasă-ne cu șoșocismele tale și nu uita, nu mai lua 10.000 de euro de la primărie, că după aia să te plângi pe la televiziune că mor de foame. Rușine, bre. Pe de altă parte, l-avem pe dacologul Dacopat, naționalist și filozof de doi bani, un păduche de puric ce suge la greu bani de la mai mari biserici ortodoxe și ne umple capetele cu marea prietenie și înțelepciune rusă, cu credința noastră, care e singura corectă și valabilă, cu Occidentul, în special Statele Unite, decadent și pe drumul pierzaniei cu poporul dacogetotrag român, care a fost și este cel mai mare înțelept și căruia întreaga lume îi datorează tot progresul și civilizația. Are discursuri în care condamnă mercantilismul occidental, dar în același timp, fiecare silabă trâncănită de el nu iese din gură fără a fi plătită în decadentul și murdarul euro, și nu puțin. Prepurice, dacă tot te dai creștin bun, de ce nu-ți amintești și de pilda cu fariseii? Că asta ești tu, un mare fariseu și în plus un mare rusofil. Din această mizeră, pleiadă de falși samariteni nu putea să lipsească și cel mai josnic general, adică Ilie Năstase, făcut general de comuniști, fiindcă aparținea de un minister de forță, drept răsplată pentru meritele sportive, care au fost, nu le negăm, fostul tenismen, nu are niciun pic de respect pentru uniformă. Se prezintă la evenimente cu uniforma de general, acoperită parțial de lațele sale de zlătar îmbătrânit în rele. A făcut și politică, a fost și în Parlament, l-a băgat excrocul de opre, a candidat la primăria capitalei și de 3 decenii tot cheltuie bani publici pentru o himerică academie de tenis la care nu a fost în stare nici măcar să bată un cui sau să pună o cărămidă, dar bani papă la greu. Ei bine, acest pseudo-general de tinichea s-a trezit într-o dimineață după un nou divorț și a început să urle la guvernul României că de ce ajută Ucraina. De ce cheltuim cu un popor străin în loc să folosim banii în interesul românilor? Ca să-ți plătim ție pensia nesimțită, a dat și patrihoțul ăsta statul în judecat alături de Adrian Năstase, ce nume de data asta predestinat excrocilor. Probabil că mai vrei și alți bani pentru ipotetica ta academie, dragă Ilie. Mai nou, generalul Lățos s-a supărat pe statul român că nu-i plantează și lui o statuie, că bine merită și el de la patria nerecunoscătoare. Generale, păcat de ceea ce ai însemnat odată pentru țară și pentru noi, românii simpli. Azi, din păcate, ești doar o imagine jalnică și grețoasă, dar și cerșetoare, păcat. Când domnul Guș are în gușă o căpușă. Acest individ prezintă un caz demn de o cercetare medical-psihiatrică justițiară, având înaintaș cu funcții mari în armata și securitatea comunistă și bănuit de a avea relații strânse cu fostul KGB și actualul FSB, nu-i de mirare că e un rusofil 100%. După ce s-a plimbat prin mai multe partide, după ce a păgubit statul român cu taxe de sute de milioane de lei neplătite pe vremea când patrona Realitatea TV, mai nou a primit licență pentru un post pe radio Gold FM. Cum de a primi licența fiind dator la stat pentru o altă licență TV? Deci legea nu-i mai permitea să dețină un post TV sau radio, numai CNA poate să o explice. În sfârșit are licență, are și post, are și colaboratori, unul și unul, precum Adrian Năstase, Adrian Severin, Bahmuțeanca și videochatista Lovin, plus alți nemernici. Și de acum încolo umple eterul de atâta venin, încât nici CNA-ul nu a avut ce face și l-a tot amendat din greu. Conform vechiului obicei, gușa radiofonică nu plătește amenzile, dar nici CNA nu mișcă nimic. Ciudat de suspect. În emisiunea sa personală de la Gold FM, Guș afirmă că nu Rusia a invadat Ucraina, că americanii luptă în Ucraina și că de fapt ucrainienii sunt naziști perverși, iar rușii mieluți pașnici și asupriți de Statele Unite și NATO. Tot în emisiunea sa delirantă, tovarășul Gușe cere ieșirea din UE și NATO și vrea relații de prietenie sinceră cu Federația Rusă. Cum ar spune țăranul înțelept, Gușe să pișe contra vântului, dar cu siguranță nu o face de pomană sau gratis. Mai nou se dă și un intelectual rasat și specialist în istoria religiilor. Dovadă că de Paștele Catolic i-a felicitat și pe creștinii greco-români.
Deșteptule, tu nu știi că în afară de recunoașterea suveranității papale, greco-catolicii țin și prăznuiesc în aceea zi cu ortodoxii toate evenimentele religioase, inclusiv Paștele. Dar unde niet cultură, niet și declarații. De fapt, domnul Gușe nu este altceva decât o căpușă care suge și de la bugetul român, și de la românii duși în eroare, dar și de la oficiile caghebiste, precum nocivul Sputnic. Harașov, tovarășe căpușă, pardon, Gușe. Prietena acesta a fost pamfletul colegului nostru, scriitorul și jurnalistul George Odorogea, căruia îi mulțumim. Sunt Cristian Alexandrescu și vă doresc, ca de obicei, toate cele bune, spunându-vă pe curând.